Construit inițial ca o soluție practică prin care turiștii credincioși să poată ajunge mai ușor la schitul de lemn din Straja și pe timp de iarnă, tunelul celor 365 de sfinți din Ardeal, considerat de către unii unic în lume, a devenit o adevărată atracție turistică. Schitul Straja este un schit ortodox aflat în apropierea Crucii Eroilor și datează din 1999, iar din 2006 intrarea în schit se face printr-un tunel artificial din beton în lungime de 57 de metri. A fost nevoie de 2 ani pentru ca meșterii să poată zugrăvi chipurile a 365 de sfinți, câte unul pentru fiecare zi din an, rezultatul fiind unul inedit. Două idei transpuse fericit în practică au făcut ca în stațiunea Straja din Valea Jiului să fie realizat unul dintre cele mai interesante calendare bisericești din Europa. Pe un tunel în lungime de 54 de metri fiind pictați 365 de sfinți ortodoxi, câte unul pentru fiecare zi din an. E lucru știut că potrivit calendarului ortodox, românii sărbătoresc în fiecare zi câte un sfânt. De aici ideea picturii murale. Iar pentru ca lucrarea să dăinuie în timp, tunelul care face legătura între drumul principal din stațiunea Straja și bisericuța din lemn, ce poartă hramul Sfinților Apostoli Constantin și Elena, a fost realizat din beton. Pe interiorul tunelului sunt pictați 365 de sfinți din calendarul ortodox pentru fiecare zi din an, iar tavanul este plin de scene din Vechiul și Noul Testament. O candelă este veșnic aprinsă în acest tunel și este mutată în fiecare zi în fața icoanei sfântului care marchează data curentă din calendar. Turiștii care vizitează pentru prima dată tunelul își caută ziua de naștere și sfântul protector, mulți dintre ei fiind curioși să știe cum arată sfântul lor. Alții spun că se liniștesc și se pregătesc sufletește de sărbătorile creștine, pentru că aici, la schitul din Straja, se săvârșesc slujbe speciale în cursul anului.